după iar a făcut o greșeală Stoichiță, a menționat Gică Hagi. Nu, orice antrenor este incompatibil să ocupe cele două funcții. Și la echipa națională și o echipă de club de prim mână în țara respectivă. Nu Hagi, poate fi la fel, poate fi și cine e la FCSB. Gigi Becali e incompatibil să fie și colo și colo și așa mai departe. Deci nu cred că... E subiectul, ar putea fi subiectul unei piese de teatru absurd sau a unui film acesta absurd, Gigi Becali chiar selecționer al României. Da. Cu Roberto Carlos, cu Frank Lampard, dar am avea o națională în aceasta. Da, hai că am râs un pic. Cu Mbappé. Acum să... Așa... Dacă Gigi Becali ar putea să-i aducă pe Roberto Carlos, pe Lampard și pe Mbappé în echipa națională și pe Messi, pe Rivaldo, că l-are și pe Messi al portarilor, asta vreau să zic, atunci de ce nu? Pac, pac! Antrenamente 5 ore pe zi sau cum a zis. Și gata, batem pe toată lumea. Da, da. Hagi... Normal că mulți suporteri își pun speranța în Hagi, dar dacă ții tu minte, au existat niște discuții înainte să vină Iordănescu. Hagi a și spus și el că au existat discuții și el n-a acceptat această... L-a pus să vină la echipa națională, i s-a cerut să plece de la Farul. Să plece de la Farul. I s-a cerut, adică i s-a propus această funcție, dar renunță la Farul. Ceea ce nu cred că o se întâmple în viitor apropiat, vom vedea dacă își găsește niște acționari, dar să lase chiar totul, nu știu dacă este incompatibil și ca acționar la un club să fie antrenorul echipei naționale, pentru că și așa vor și controverse și discuții. Da. Pune soție acționar și pune pe fică sau pune acționar și cu asta se închide. Nu asta. Ne aducem aminte că la un dat la FCSB era anunțată o doamnă, sora lui Gigi Becali, nu? Era anunțată ca fiind acționarul, patronul. Ar mai fi o persoană care putea să fie acționar la Farul, mitică Dragomir. Da. Care am văzut că prin ziare, se apare în presă, afacere fabuloase în domeniul imobiliar, ar putea să ducă și el cu 10% să ajute Farul Constanța. Tot îi plac tinerii, îi plac jucătorii cu calități. Tot are un nepot pe care încearcă Au luat și la Popescu, e Nicolas. Am greșit și aici. Vor să fie titulari toți acționarii. Da. Din fericire, Iani și-a găsit echipă, nu este nevoit să se întoarcă la Farul. Marius, spune-ne așa un tablou despre meciul acesta de mâine. Câți oameni vor fi în tribune, cum vom juca noi și ce vom obține? O să încep cu arbitrajul. Okay. Știi de ce încep cu arbitrajul? Pentru că pentru prima dată, din ultimele 4 sau chiar 5 meciuri, nu avem un arbitru de elită. Am tot avut arbitri numai din categoria maximă din Europa, elit, la toate meciurile până acum. Acum avem un arbitru de 30 de ani, foarte tânăr, un francez care este la primul meci interțări din cariera lui. A venit domnul acela neerlandez, de exemplu, în Kosovo și ne-a scăpat de un gol pe care nu-l vedea nimeni. Da. Ne-a scăpat sistemul, nu el. Ne-a scăpat varul. Da, ne-a scăpat varul. Da. Dar am avut arbitrii top, cunoscuți în Champions League, cunoscuți în Europa. Iată, de data asta este un tânăr de 30 de ani, la primul meci interțări, așa cum spuneam. Bine instruiți. Dacă vine un public numeros, 35-40 de mii, cum sper să fie și la acest meci, vom vedea cum gestionează și lucrurile astea, deși el arbitrează deja de 5 ani în Liga în Franța și acolo publicul este foarte fierbinte și... E un arbitru de mare perspectivă de viitor. Cred că va veni multă lume la meci, în ciuda dezamăgirii pe care am simțit-o. Mai e speranța unei victorii. Exact, mai e șansa aceasta să răstorn totul. Deci asta e șansa acum. Dacă batem pe Kosovo, ca imagine până la următorul meci, totul se răstoarnă în favoarea lui Eddie Iordanescu, în favoarea echipei naționale și eu sper că asta se întâmple. Domnule Dinu Gheorghe, credeți că trăim și cu acest pericol ca la această partidă cu Kosovo să apară niște derapaje la adresa acestui stat care ne este advers, care e reprezentat? Și pentru noi urmează un meci cu Elveția pe teren propriu foarte important. Vor apare în mod sigur. Da, pentru că nu avem puterea să stăpânim asemenea manifestări. S-a văzut mereu. Mai fost în 2011, parcă pe Giulești, la fel cu Bosnia, atunci la 3-0 cât a fost. Altfel a fost și atunci o manifestare de genul ăsta. Este o organizație care de mulți ani lucrează în domeniu, să zic așa. Deci probabil că vor fi manifestări de genul ăsta. Asta mai măcar să câștigăm, mai suportăm oameni. Asta cu Kosovo este așa, se poate interpreta cum vrei și așa și așa. Adică și o țară nerecunoscută de România. Noi recunoaștem ca stat Kosovo, dar... Da, va fi un moment interesant în care în România oficial se va intona un imn al unei țări pe care noi nu avem relații diplomatice cu această țară. Suntem, da, mă rog, nu, sunt mai multe țări în situația asta, nu doar România. Citeam undeva că grupurile astea mai dure boicotează meciul prin faptul că nu vin. Poate... Dacă nu, să nu vină, ar fi bine, dar vor să vină și să nu se apuce să ia. Kosovo e Serbia și așa mai departe. Știi? Sau poate ei nu vin pentru că îi ascund păi, organele, dar mi-e greu să cred. S-a manifestat la fel la meciul de la Priștina. Ei au evacuat, au strigat la un moment dat Kosovo e Serbia și mi-au scos. Deci probabil că și aici se va manifesta lumea, la acel grup de oameni la fel, probabil.